v-am găsit, dragilor. Vedeți? Până la urmă, Doamne, Doamne, mi-a ascultat ruga și ne-a dat. Nu ne-a dat, dar și când ne-a dat. Săpadă cât casa. Gheață, din ce am văzut așa, cam vreo 20 de centimetri sud. Suntem la copcă, evident. Am traversat gârla cea mare, da? Și suntem undeva pe fostul ghiol al Jilei. Am mai fost aici în toamnă, unde am făcut o partidă frumușică, dacă țineți minte. Știuci respectabile, vreo 2 bibani superbi, ruginiți. Și acum am venit să facem o pescuială de coc. Să treacă iarna și să nu ne muiem sculele la copc, ar fi un sacrilegiu. Bun, vedeți? Dotare există, lopată. Coarba, am făcut prima gaură pe gheață, există și acel instrument. Ceva udătură este, suntem patru. Ciprian filmează, Alecu și mai vedeți pe cel care ne asigură liniștea și ordinea. Mai târziu asta. Hai! La treabă! Așa. Ne pregătim de iarnă grea, nu? Astea sunt capcanele. Unii le fac din cercuri, eu le-am făcut din niște bețe. Dragilor, deci, tehnologia la copcă este destul de simplă. Sunt două tipuri de capcane. Vedeți? Un monofilament, un fir, la capătul căruia am o strună cu ancoră. Nu umblu cu fonfleuri, cu, să zicem, cu mărgele de plumb, cu ceva. Îl las, cărășelul va nota liber pe sub gheață, atragând în felul ăsta știuca. Bun. Am și mai mici și mai mari. Ia. Ca să nu bag mâna în apă, pe vremea asta nu-i cușer, am uștit de acasă spumiera, da? Cărășelul se prinde în două moduri. Ori aici, la coadă, în așa fel încât să nu-i paralizeze, să nu lovești șira spinării, sau la ripioara dorsală. Am o ancoră cam mare totuși, dar știu ca ea. Mai ales dacă eu știu că mai răsărit. Doamne ajută! Bun. Și acum mă duc la prima copcă. Așa, nu la asta. Am pus pe introduc la copcă pe băiatul și dau drum să se ducă. Și acum țin cont puțin și de direcția vântului și pun capcana, bacheta asta respectivă, pun cam în felul ăsta. Am pus aici și o crenguță ca să nu-mi înghețe firul, care o să mișcă liber sub gheață. Și sper că în felul ăsta va trage vreo cumătră, vreo dințoasă, care să miște agregatul. În momentul când bacheta asta a plecat trasă de știucă, se oprește pe gaură, ca să se împlice. N-are cum să o tragă în urmă. Și atunci, știu că aici, la copca respectivă, am un atac de știucă. Și cam asta e tehnologia. Facem stânga-dreapta găuri, coarba foarte bună,
de la prietenul Iulian Mardalis, Crapmania. El îmi furnizează toate materialele pentru pescuit și îi mulțumesc pe calea asta. Să-i dea Dumnezeu sănătate și să mai dea și altă dată. Bun, cam asta e teoria, cam asta vom face. Vom face și câteva copci la care vom încerca să pescuim la biban. Aici este biban de nu se poate, am văzut ce bibani am prins aici. Și vom încerca și un pescuit la pești ăștia pașnici, se poate prinde. Dăm niște nadă, un ice mix, o să vă arăt la vremea respectivă, și dăm cu niște viermișori. Avem treabă multă, punem vreo 20 de capcane, cred, mai bine. Hai să vedem ce facem. Gata. Are vreo 45 de grade, dai suc. Ține să nu se vadă reclama, nu fă melele. Da. Ține mâna. Așa, aha, așa. Ce e? Deci, ăsta e un suc de struguri, rafinat de două ori. Adevărul că ți-o potrivește. De aici ai tu această frumoasă voce de pelican răgușit. Absolut. Deci asta este, îmi gâdil corzile vocale. Aha, aha. Dacă ai fi fost omul președintele, ai fi spus, merg și tu cu gură de gheață. Natur! Nu mai mult. Dar cum nu ești? Nu sunt. Deci garantat nu sunt. Vei sec. Da. Cine mai vrea? Ciprian? Eu de aici, că nu. în fața camerelor de luat vederi, niciunul n-a recordat. Vedenii, de luat vedenii. Dragilor, există un tablou celebru, dacă țineți minte, a unui pictor flaman, lecția de anatomie. Vadim Tudor trebuie Peter să... Bruegel cel bătrân. Nu, no, nu, no, nu. No. Vadim Tudor trebuie să aibă prozeliți, eu sunt unul. El e doxat, dar e țicnit. Și eu sunt un pic. Nu la nivelul lui. La România mare. Toate geniile sunt țicnite. Oțelul, alo, alo. Aici ești cu Vadim Tudor. Ca Vadim Tudor vorbesc demonstrativ. Bun. Acum vom face o lecție despre pescuitul la copcă. Am doi ucenici aici. El Ciprian s-a descoperit. Și tu au rast. Bun. Oamenii sunt la început. Deci, acesta este agregatul de pescuit la copcă. Simplu, eficient și lipovenesc. Fără fonfleuri. Și aici avem un soi de supă de pește. Franțuzii au buiabes, da? Noi avem de caras. Vreo doi au dat, fac pluta. Nu, sunt vii, să știi. Da, sunt vii, dar stau pe fundul apei. Da. Ia păi dacă ar fi morți, s-ar ruși. Ia să-i văd. Bun,
Deci te ia obiectul respectiv. Acum mă vor înjura ăia mămoșii care apărătorii animalului. Da, dar nu refuză și ei un biftec în farfurioară care vine la o vacă. Da, bine, îi zic vițel. Nu contează, numai divagații, numai lăbărții. Se bagă sub aripioara asta, de aici, în așa fel încât să nu-i lovești șira spinării ca să-l paralizezi, sau aici, la coadă, tot la fel, evitând să înțepi în șira, în șira spinării, da? Uite aici, îi dai, aici e mai bine, după părerea mea, uite, îi dai sub șira spinării un pic, ține mai bine. Că știu că acum nu atacă, atacă, dar nu atacă cum trebuie. Și atunci îl ia, îl crânțănește prima dată și după aceea îl înghite. Dacă aici l-ai pus și l-ai pus neînfigând foarte bine, îl rupe de pe ancor și ratezi. Și acum ne ducem la copcă, ia agregatul și punem, vezi că e o copcă liberă, să vedem, poate ai o leacă de noroc. A oraș nu pleca, că îți dau și ție o scură, să pui și tu. Să vedem cine are noroc în viață. L-ai scos. Și așa, îi lași o leacă din, nu, dă-o mai încolo, să nu se ducă foarte pe fundul apei. Ia, dă-i, așa mai dă, ia să nu fie așa, că s-ar putea, dacă vine vreo știu că mare, Doamne ferește, o trage, trebuie să o pui transversal. Ia dacă a venit aici, nu are cum să o trag. Sperăm noi, sperăm. Dacă e vreo dicanii de vreo 5 kg, asta e, intră la capitolul pierderi. Deci cam asta este fișcarea pe care trebuie să o facem. Mergem la următoarea copcă și facem și acolo. Așa să filmăm pe oraș. Uite, ia. Vedem ce baftă și noroc au la copcă. El a pus ura, ține minte, Ciprian, unde ai pus oraș. Hai să vedem și dacă tu ai vreo chemare, domeniul ăsta. Vreo baftă. Baga peștișorul. Hai văzut, îi dai drumul, el să-l duce așa. Și așa, ești. Ești expert de acum, gata. Cam așa o lăsăm așa. Doamne ajută. Dacă vedem bagheta pe copcă trasă, treaba e bună. Când e gerul mare, punem și un băț pe mijlocul copcii. Ca să nu înghețe, da? La cât e azi de plini și de cald, nu e problemă. Uite aici, când ai văzut asta așa, înseamnă că e acțiune. Treaba e bună. Știu că am mâncat. Cam asta e treaba. Acum am să măsor și gheata, să văd cam cât e. Oh. Deci, atât este. După părerea mea, are mai mult de 15 cm. Da? Că am o măsură. Vă dați seama. Nu o spunem. Nu, da. Să nu fim farisei, că toată lumea știe despre ce vor. Despre palmă, da. Stânga e altfel și dreapta e altfel. Mai târziu, după ce mai beau un vin fiert, dacă mai dă Ciprian, mi s-a spus că trebuie să ridic nivelul cultural al emisiunii. Și pentru că tot românul e poet, mai ales pescarii, o să vă recit acum o poezie cu temă de iarnă, nu? Îmi dai voie, Ciprian? Să mă reproduc, ca să zic așa? M-a cuprins așa un fior mistic, pentru că știți, de obicei să spune că pescarii mint cu nerușinare și exagerează. Acum, înainte de ninsoare, în toamnă, deci, eram în aceeași formulă, să zicem, aproximativ, cu Ciprian și cu domnul Mărculescu. I-am dotat pe Ciprian și pe domnul Mărculescu câte o sculă din dotarea mea. Ei nefiind pescari, nici măcar începători. Deci atunci. Și domnul Mărculescu mi-a agățat o lingură undeva în crengi. Acum mi-am aruncat ochii, haideți să vă arăt. Dacă e înghețată, deci nu poate să deci nu e vrăjeală. Ia uite, lingura mea, atom. Ia uitați-vă unde am găsit-o. Este înghețată, deci nu e tocătură. Uite-o de unde vine. Ar fi culmea pe capul ăla să vii vreo știucă. Asta-i pescărească de adevărat. Doamne Dumnezeule! Deci, și-a mai găsit și o plută pe care o pierduse mai demult cu Lucian. Deci, ce să mai spun? Mai ai nevoie să mai prind vreo știucă? Balta a luat. Da, lingura asta este vreo câte 12 ron.
Așa că m-am scos pe ziua de azi. Stai să nu... Și am șos... Am șos strună de mare calitate aici, dintr-un Kevlar. Nu, trebuie să-i fac gaură cu ceva. Am cuțit, dacă... Am cuțit și eu. Pescar fără cuțit e ca... Un Băsescu fără servicii. La restaurant, nu m-am referit. Fără servicii secret. Servicii de calitate, nu la restaurant. Băi, frate, cum o să găsesc lingura după 3-2 luni de... O să-ți dau o sculă mai bună, uita, da? Te rog frumos, dacă ai, dă. Știu că întotdeauna ai scule mai bune ca ale mele. Mă refer la sculele astea de pescuit. Niciodată în alb. Mod. Aici am o strună de Kevlar foarte, foarte bună, de foarte bună calitate și de asta nu vreau să o, să o prăpădesc. Dacă ajung până la, la nylon, după aceea sunt tătic. Dar cum tocmai eu m-am dus spre creanga asta? Și eu am pus hanoracul tău deasupra, dar nu m-am uitat. Pentru că era lingura mea, nu uita. Exact. Tot, ia adu-ți aminte cum mi-ai găsit tu un... Baby Buster. Un Baby Buster, un slider la potcoava. Pierdut de un an de zile, la găsit într-o creangă sub apă. Am scos creanga și... Și-a găsit Baby Buster-ul. Și ce, uite, am găsit o, o nălucă. Zic, este cu strună, așa, este de culoarea cu tare? Da, al meu este. Bine, l-am împrumutat de vreun an de zi. S-a uitat să-i îl dau. E, bine, dar nu ai uitat. Dacă băi, la... găsitorii de comori păstrează măcar o parte din, nu? Dar dacă e la tine, ca și când ar fi la mine. Corect. Când am nevoie, te rog să-mi îl împrumuți. Corect. Spune-o prietenului nostru, domnului Mărculescu, că am recuperat lingura atomul pierdut. Poate să doarmă liniștit de acolo. Dar mai am de recuperat o lingură care de jumătate de kilometru mai încolo, pe care am proptit-o într-o cioată sub apă. Acolo să văd cum voi găsi. dacă sunt cu adevărat norocos, trebuie să o găsesc pe aia de acolo, de sub apă, în cioată. Bagă mâna până la cot dacă ai tupeu. Așa, și dă-i brânci cu bâta. Mai lasă-l un pic, mai lasă-i în fir, mai dă-i fir, așa, așa. Dacă e adâncimea, are 1,70 m, 60 m. Aici? Atât. Și aici tot atare? Da, am măsurat. Da. Ei, dădeam la biban și dădeam cu un twister, un fier, uite atât, cu cap de 2 grame și fără strună metalică. Și prindeam biban și la un moment dat mi-a intrat-o, știu că la 2 kg. S-a zburit părul. Și am scos-o de alea cu... luat fir din mulinete, frumos, a fost momentul maxim al zilei, ca să zic. Show maxim. Show me the money. Așa, trebuie să caut acum o cutie cu... Aici este o dezordine foarte organizată, care s-ar putea să... Astea sunt așa numitele briște, sau dandinete, sau... Șamari? Am și mai mici. Astea sunt lucrate de mânuța mea pe vremea când încă mai făceam lucruri confecționale. Da. Deci, asta e făcută din zonder. Aici am cositorit un cârlig și am și o strună. În caz că vine vreo cumătră, o strună metalică, da, cu două vârtejuri și cu agraf. Bun, punem deoparte. Asta e clar pentru știucă. Tot din zonder, da? O strună metalică mai rudimentar, mai... Nu, le văd aici. Și aici avem mormâșcă. Asta se numește mormâșcă. Așa, și mai am una. Că-s de diverse calibre. Așa. Astea două, în apă. Se pune aici un fir foarte subțire și se joacă în apă.
Ea imită mișcarea unui animăluț. Din rusește vine denumirea de mormușcă. Lătăuș în română este un soi de crustaceu care face niște mișcări bruște în apă. Noată stânga, dreapta, așa, iar mișcarea pe care o face năluca aceasta jucată în apă imită mișcarea animăluțului aceluia. Lătăușul din rusește mormușcă. Vedeți? În capul, în cârligul ăsta se mai pune un viermișor, iar dacă avem larve de chironomus e și mai bine. Dar cum n-avem, vom pune un viermișor. Acum stau și mă chipzesc. Nu-i bine cu asta, o să dau cu așa ceva, care e mai strălucitoare. Așa. Și o să dau la biban. Îi fac o buclă simplă ca la toate celelalte monturi. Așa. Stai, să nu pierdem astea pe gheață, că nu-i bine. N-am ochelarii la mine. Merg pe bâșbuite acum, dar în sfârșit. Nu mai ține deloc? Hai, dă-i asta ca să arătăm. Deci am pus sau încerc să pun, da? Am pus în, cred că nu am pus-o pe alături, am pus-o că nu văd. Așa, acum abia am pus. Deci vedeți? Asta e agregatul. Îi reglez mai sus frâna și mă duc la cop care are ceva moi. Unde e viermoșicicul? Că sunt cu mașină, mă rogaș. Da. Eu credeam ca să nu cazi în gheață. Da, bine. În momentul când gheața nu prezintă garanții, ca să zic așa, cel mai indicat este un asemenea obiect la tine. Dacă s-a spart gheața, te-ai dus, dar rămâi la suprafață. Și te ții de asta și te târi încolo până ieși la mare. Eu am avut câteva asemenea aventuri. Din păcate, nici nu știu cum să zic. Adică nimănui nu i-ar dea de filmat în momentul când te-ai dus la apă sub gheață, da? Chiar cu Alecu, care e în spatele camerei, dar n-aveam la noi cameră, că era, situația era gravisimă la momentul ăla, gheața păria și noi, maniaci, ne-am asumat riscurile, am mers pe gheață și întâi a căzut Alecu, s-a dus cu un picior până aici, eu l-am luat la ture, că nu știe pe unde să calce, că nu se pricepe, nu belește ochii. Și la 100 de metri, eram la Dunăvăț de hotel, m-am dus până aici, cu amândouă picioare. Acum arăt, dar atunci cam nu prea mai aveam chef de... Deci apa era de vreo 3 metri jumate acolo. Deci vă dați seama cât? 3 metri jumate? Cam așa era apa. Ia uitați-vă cam cât însemna acolo. Și eu m-am dus cam până pe aici. Dar eu m-am repezit să te salvez. Tu te-ai repezit la mine și am țipat, stai acolo, nu veni, că s-a rupea gheața și te duceai și tu. Ne duceam până peste cap. Deci astea fac parte din riscurile pe care ni le asumăm. Pentru că e un risc. Aici apa ați văzut, e cam până aici, am măsurat-o. Nu-i teribil. Dar când e apa de 3 metri și dacă ai picat acolo și n-ai pe cineva care să te ajute și care să știe, treaba e gri.
Vremea e splendidă, condițiile sunt excelente, dar peștele nu vrea. Noi ne-am făcut datoria, am pus capcane, am dat nadă, nu vrea. Mă aștept. Anul trecut am mai prins la copt că știuci frumoase, respectabile, anul ăsta, da, nu se știe. Anul trecut am fost spre sfârșitul iernii, dacă ți-amintești, când gheața era... Flamba. Da. Făcea, când puneam câte un pas, așa făcea, hulciu. Da. Acum am uitat un lucru de prima ieșire, deci nu am avut șanse mult. Da, n-am avut șanse, noi am fi vrut. Am așteptat să dezăpezească, să... Asta e treaba. Și o partidă fără nicio captură are farme cu ei. Are farme cu ei. Noi venim nu neapărat pentru pești, cât venim pentru a lua o gură de curat. Ne resetăm calculatoarele. Corect. Începem de luni, începem o altă săptămână. Foarte bun. Da, spune, care-i treaba? Am fost și am inspectat capcanele, nu-i nicio mișcare, apa e adâncă. Ai probat-o? Da. Și? Cu picior, uite. Până la gleznă. Așa, peștișorii se zbat, dar nicio mișcare, dar e frumos afară. Profităm de ieșire, ne plimbăm. Mult vă mai plimbați? Da, mult ne mai plimbăm. Uite, și Alecu deja se plimbă acolo, noi încoace, patrulăm așa să luăm prin învăluire. Știu că n-are nicio scăpare. Nu e nicio treabă. Am înconjurat-o. Am luat și pregătit. Deja să-i dea. Rămâne să predea. Da. Ia stai să vedem ce... Alecule, tu ești pe teren sigur acolo? Deci, așa mi se pare. Eu verific capcanele, dar deja, dacă este, știu că aici este terminată. Este... Am înțeles. Înconjurată. Rămâne să predea. Legată.
Ia să vedem ce avem noi aici. Deci asta e recolta. Ia spuneți, domnul. Ei, nu, parțial. Recolta. Ia spuneți, domnul inginer, astea, astea la scule. Asta e la da, la ave. Pe canalele drenoare din Gheolul Mare, din Gheolul de 400 de hectare. Am înțeles. Deci pești există. Da. De acoperit de apă. Bineînțeles că este, da. Bine, este și fortuna. Acum ai imediat. Sunt drenoarele care avem... Astea nu prea ți știu că mult aici, ăsta, nu? Ăsta pe care suntem la. Ce se întâmplă? Știu că acum caută și dos. Care caută și ăsta caută reproducție. Stă, stă la, mai la sălci. Mai mult stă în sălci. Sălci, dar o avem și aici, mai găsim. Acum e perioada lui ei, cu icrele. Da, 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 se vede că are icre. Da. Iar carasul... El mare 2-3 săptămâni da. Când ajunge la reproducere. În februarie, de... acum, la sfârșitul februarie, ia depunit. Restul, da, noi avem foarte mult cosaj, sânger, novac, dă ăsta, stă cu minte, liniștit. Da. Și văd, văd și niște carasuri foarte frumos. Și au ce carasuri. Carasul mai circulă, da. Carasul mai circulă. Am înțeles. Și plus că este, nu știu că îl mai deranjează pe pește. Asta are două chile mai mari. A, asta da, da. E, două chile și jumate. Două chile și jumătate. Și jumate are, da. Asta e cam în jur de două. Hai, un chil 800 așa. Un chil 700. Da, da, da. Hai să vedem, ia să vedem la... Hai la meseria și acolo cum scoate. Da. Ia zi, acum ce s-a întâmplat? Scoateți, scoateți culle. Acum scoatem, da, avem bucăți transversal pe... Deci ea vine tocmai din partea aia de acolo, da? De acolo de unde o ține el. Așa. Este ava puse, ave fără sirec, ave puse dintr-un capăt în altul. Băi, tine, faci legătură, le aduce înapoi, le pune pe trasă. Am înțeles, hai să vedem. Da. Gata? Ia, ia trage, meștere. Ia uite-o, direct. Ia uite-o, două chile. De ce este, dar nu mănâncă? Noi am pus la baboi. Nu. Deci e la depunere și de asta cred că nu mănâncă. Ia e pentru depunere acum. Da, e ca, e lăuză. Mai ia uite ce carasă, are 700 de grame asta. Da, da, da. Foarte frumos. Da, uite, ăsta e mai frumos. Foarte, ce carasă splendid. Da. E mai pomenit. Grozav. Pește sănătos, sălbatic, a luat și, a luat și culoarea bălții de la sălcile, de la buriană, da. De la am înțeles. Drag. Eu am văzut și carazi razi, noi ne apropiem de da, da, el și a culoarea de la biotopul respectiv, chiar, da. Chiar am... Ia, ia, acum! Chiar e depășit, ia uite, alta. Oho, mai frumoasă asta. Mai frumoasă. 3 kg. A rămas fără semnalul, nu are telefon. Bagă-te sub gheață. Nu, iau trasei. Nu, e gata. Ăla are 800 de grame carasă. Da. Foarte frumos. Uite, îi prinde igre. Deci asta este visul oricărui pescar, să prindă o asemenea știută. Ia uite cât e frumos. Lasă suni! Face mai mult decât crabul. În caraz din asta? Da, e mult mai dulce, excepțional. Mult mai bun la gust. Uite, aveți și ajutoare. Ăsta aduce lemne de foc. Lemne de foc. Da, da, da. El... Mi le-a adus mie. El, ia uite. E vânător, da. Da, brac. Un drac de brac. Vine cu aportul. Bine. Hai, bravo. Fol. Ia. Băi. Ușor? E hrănit, e gras, e... Foarte frumos, pește sălbatic, da. Adevărat. Nu se poate mai frumos ca asta. Uite ce aici. Nu știu dacă mănânci un caraz de asta singur. Gata, măi. E pasionat, ia uite, ia uite.
Deci marfa are aici de nu se poate. Avem. Stai. E mai dificil de noi am pus la avea voi viu, dar n-am avut nicio prezentare. Facem. Dar am venit pe la 9-10, bine, când ne-am apucat. Facem toate. Dați cu destea de cârpă, cum să-și deați, da? Nailon, da. Nailon. Nailon e ăsta? Da. Filament. Ăsta este șeful de echipă. Care le și construiește, e piscicultor. Piscicultor Răit, are de la institut, are școala de piscicultori. Mai avem și care au făcut școala de piscicultori. Am înțeles. E tirat și filmeze. Păi e gata, păi să dăm de pas, băieți. Cu tatăl lui al din Costel. Da, Sandocanu. Deci acum, dacă tot nu avem activitate, aici vă explic. Aceasta este o lansetă pentru cocă și dau cu o dandinetă sau o brișcă, cum îi spune poporul. Da? V-am arătat toate. Eu, zonder, da? Un cârlig cositorit aici. Am și un fir din asta metalic, o strună, în eventualitatea că vine vreo dințoasă, Doamne ajută. Și tehnica e simplă. I-am pus și o plută ca să am un reper, că atunci trebuie să joc la o palmă de fundul apei. Aici este din foarte multă iarbă. N-a căzut iarba. Ia uitați-vă. Plină iarbă și iarba e verde de acasă, da? Și tehnica e simplă. Dau drumul dandinetei și încep să o joc. Ridic, o las și o joc cu zvâcnituri așa scurte din vargă. Ar trebui să atace. O știu că un biban. Și nimic. Da, ăsta e pescuitul. Deci, ați văzut la cei de aici, oamenii care se ocupă de baltă, profesioniștii cu scule, ați văzut dihănile alea de ștuci, carașii e superbi. Deci, marfă este de acoperită de apă și de gheață. Ne mai încercăm norocul, tot sperăm. Poate agățăm și noi una, vorba aceea. Dacă nu, asta e norocul. Cam așa, trebuie să insiști. Am două copci făcute una lângă alta. Aici am dat și niște nadă. O nadă din asta, un ice mix pentru iarnă. Și niște vierni. Ca să atrag peștele pașnic. Dacă vine peștele pașnic, vine și răpitorul. Asta e teoria. Hai să vedem. Practica. Practica ne omoară. Mai ridic, las. Poate da, Doamne, să ară vreo știu că de un kil, un kil jumate, două, trei. Cel mai plăcut sunet pentru urechea unui pescar este frâna mulinetei când cedează fir, când știu că pleacă. Crrr! Oh! Bestial! Сегодня, что для завтра сделал я, прекрасное далёкое.
Vă place, domnilor? Da, da. Din ton cu, cu iarna, absolut, nu? Absolut, absolut. Vezi deja troicile prin zăpadă, cazacii cu rubaștele lor. Da. Da. Băi, da. Ați am făcut deci și eu să-l prezi, vezi? Sufletul rusesc. Mulțumesc, sufletul. Mulțumesc, Ciprian. Am fost să-ți zic și asta așa ca la... Ca la, ca la cazaci. Adialiu, adialiu. Da, vă spune că colegul nostru ne-a trimis-o pe mail, dar ideea mea aparține, adică e cadou pentru tine. Mulțumesc. Deci toată ziua ne-a frezionat această imă. Ăsta-i potcovarul satului. A, da, și calul-i de ras. Așa, deci ca să mergi pe gheață cu astea, uite, observi, au niște ținte aici. Foarte ușor să montează, să zicem, și în felul ăsta nu mai aluneci, mai ales acum gheața nu nu e alunecoasă, e poroasă. Dar când alunecă gheața, ai văzut, te dor și unghi. Hai să vezi ce e frunza aici, da? Ia, poți să bați și step. Reda step. Da. Da? Când dă îngheț un oraș poleiu, astea sunt foarte bune. Da, domnul, hai să te depotcovesc. Foarte simplu. Și gata, le-am scos. Dar trebuie doi, e greu. Ești descalțat. Ești încalzi de acasă. Da. Dacă vrei să faci economii, pui direct pe piciorul vor. Da, fără bocan. Cu un cioran de lână. Aderență totală. Așa, și vă mai recomand un lucru, mănușile de neopren, ideale pentru pescuit la copcă și pentru vânători. Observați, da? Poți să ai degetele astea două libere ca să faci diverse semne. Prietenilor. Indecente. Nu neapărat, adică vină încoace. Când îi spui, vină încoace. Sau poți zici, vezi că n-ai fost... Îți arăt eu după aceea. Deci, aici vedeți culmea eleganței și a eficienței ca să nu se rabateze. Da? Deci, pentru pescuitul la iarnă, la setă, copcă, ai degețelele astea două libere. Păstrează temperatura mâinii. Deci dacă mâinile sunt calde, le păstrează calde. Dacă streci, cu ele ajungi bocna acasă. Garantat. Da. Cam bună, asta, mânușe. Da. Mânușele. În cazuri de nenorociri, trebuie să aveți o turtiță din asta, cum se numește, Ciprian? O, și cum se numește, pentru grătar, chestii. Pentru carton. Grătar, carton presat. Carton presat. Ia, da, foc. Și uite, imediat. În câteva minute, punem pe foc acum la sete tot ce găsim. Ia. Hai, mă lem. Facem copca mare, nu? Copca mare, e? Aia, când l-au ars pe rug pe Giordano Bruno, a venit și a pus și a două vreascuri la picioarele rugului, la care l-a a spus Sancta Simplicitas, nu? Corect. Spuneai de... Sfântă prostie, da. Așa că... Îmbunătățirea culturală a emisiunii, nu? Păi da, vedeți, citate celebre, nu suntem oarecare.
Avem cultură generală suficientă ca să mergem și pe baltă la pescuit. Că altfel dacă nu ai, n-ai ce căuta pe baltă. Fără o cultură solidă, generală. Balta să dai citate, să reciți poezii, chiar în original, în engleză, în italiană, în francez. Trebuie să ne pregătim. Ai promis una. Trebuie să ne pregătim. Mai trebuie o doză de încredere. Un semn de protest față de noua directivă care spune așa că nu mai avem voie să ne oprim caloriferele, să ne reducem căldura, o să trăim în felul ăsta, da? Ieșim în natură, facem aici un foc pe gheață și uite, la două cânt la două la două piani, ciocani, la două piani, ca să zic așa. Cât absurditate, n-am voie să-mi închid caloriferul și stau în frig dacă vreau să mă mențin veșnic tânăr, nu? Da. Acum este un concurs. Care? Albul e a tău? Da. Ăsta e al lui Ciprian. Deci acum am ajuns dezgustător, ca să zic așa. Cu ghilimelele de rigoare, să mă zică lumea că sunt... Dacă spui că al lui Ciprian e mai bun, înseamnă că ești chiar dezgustător. Deci ăsta e al tău și ăsta e al lui Ciprian. Dreapta. Stânga. Nu se poate. Trebuie să-l filmăm și mâine. Nu, unul e diferit. Păi diferit, dar al meu, eu l-am avut decât fier. Și s-a terminat. Dar eu am avut din două feluri. Două feluri are. Păi da. Nu umblați cu stânga și dreapta. Asta mi-a adus. Tot vorbeai de ridicarea nivelului cultural al emisiunii. Unul dintre poeții mei preferați este Ștefan Augustin Doinaș, prenumele lui adevărat, Ștefan Popa, și care are un superb poem care spune exact de lucrurile astea. Cronica ființei duble, stânga și dreapta, și spune așa: mi-am pus ființa dublă pe cântar, erau egale în patimă și în har, nătânga în stânga, înțeleapta în dreapta, la muzică, la sabie și la țintar. Apoi s-au dus. Toată viața au făcut minuni, în iarba roace, la răscruci și sub alba, mătânca în stânga, înțeleapta în dreapta. Acum zac pe pragul unei mori, mătânga în stânga, înțeleapta în dreapta, și fiecare îi zice celelalte: mori, ca două limbi ce joacă pe comori, la locul în care se usucă fapta. Ștefan Augustin Doinaș. Stânga a fost mai bună. Nătânga. Întotdeauna e mai bună. Să mă dai cu dreapta. Nu, no, cu stânga. Nătânga, stânga. Da. Acum știți cum e treaba? Să ne trezim pe fundul apii, pe scăune, așa. Odată. Și cu căciula în mână, ca la pomană. Da, căciula deasupra, ca să... Numai căciulița mi-ar rămâne deasupra. Este splendid, să știi. Uite, stau aici, cald, bine. Avem o privire de ansamblu asupra capcanelor. E bine. În general e bine. Da. Mă mai întorc pe o parte și pe alta. Să te coci bine. Ca la rotisor. Acum, pentru că suntem la copcă, vă spun un banc adecvat momentului, da? Cum stau eu acum, să zicem, facem abstracție de focul ăsta, stătea un individ la copcă, acolo, cu undița în mână, vine lângă el un curios și spune: salut! La care ăsta îi spune: mergi? Cum e treaba? Merge treaba? Ăsta: la ce dat? Ăsta e exasperat de acum. N-am înțeles, la ce dat? Tot n-am înțeles. Mai spuneți odată, la ce dat? Lasă-mă, dracule, în pace, vrei să-mi înghețe viermii? Ținea viermii în gură. Astea-s bancuri de foc de tabără. Da. Când nu prinzi pește... Asta faci.
Dragilor, gata, ne-a răzbit. A fost frumos, a fost bine, numai că n-am prins pește, deloc. Nici măcar un pește n-am prins. Pentru că n-am mâncat. Și am avut suficient de multe capcane și cu peștișori tocmai potriviți. Și mai mari și mai mici. Am dat și la brișcă, adică la dandinetă. Nimic, nimic, nimic. Iar pește este slavă Domnului. Ați văzut la pescarii aceia profesioniști. Știuci superbe, carași, frumoși, biban n-am văzut în scule lor. Dar aveau niște știuci respectabile, în sfârșit. Da, ăsta e pescuitul, eu v-am mai spus. Și noi nu cosmetizăm, când prindem, arătăm, când nu prindem, asta e. N-am prins absolut nici o vietate cu solzi. Și am pedalat pe gheață un pic. Face parte din joc, da? Acum o să mai facem o scurtă oprire, acolo la drum la Sălcuța. La venire dimineața am dat niște nadă în două copci și o să încercăm la Viermuș. Poate mănâncă peștele pașnic. S-ar putea și noi un oblete, o plăticuță, o babușcă, un biban, un caras, nici nu mă gândesc, nici n-am curaj. Dacă nu, asta e. O ieșire frumoasă, ne-am mai risit. Am văzut cum e la copca anul ăsta. Aș fi avut un regret așa în suflet dacă n-aș fi pășit pe gheață și anul ăsta. Că de săptămâna viitoare se anunță că se încălzește, deci gheața o să se strice, nu o să mai țină. Și așa cam, uite, pe aici, prin zona asta, este o păreală. Așa că mi-am făcut damblaua să pun piciorul pe gheață și anul ăsta. Cam atât. Dacă mai e ceva, o să mai vedeți în minutele următoare. Dacă nu, până la o nouă întâlnire, vă spun, ca de obicei, fir întins. Tragi bățul pe scaură. Uite ce are tăticu aici. Un bine fierbinte, uite cum e sapură din el. Asta înseamnă viața de pescar. Mă râdă. E mai bine ca la televizor. Ca în fața. Minunat. Minunat. Uiți din cazuri de greutăți, de familie, de copii. Dă-te mai aproape că bate vântul și nu bate vântul, cam așa că oricum se aude rău. Deci am plecat de acolo, de la locul unde am pescuit la știucă și bineînțeles că nu era să ne ducem acasă chiar așa. De vreme. Și ne-am oprit pe Sălcuța, aici chiar vedeți șoseaua este în stânga mea. Am străbătut, o să vedeți drumul prin Troiene de zăpadă, zăpada până la genunchi, mai mult. Și am făcut trei copci, am nădit un pic, am dat niște nadă, niște vierbi și am încercat. Nu vrea.
Ori n-am dat un trebuie, ar fi trebuit să mergem pe lângă stuf acolo. Dar am încercat și cam moale gheața. Ia apă pe gheață, s-a cu zăpadă amestecat cu gheață și pericol. E pericol să se face baie. Așa că totuși nu prea am chef. Cam de vreme pentru o baie. Mai încercam aici vreo jumătate de ceas. Am dat cu cârlige fine, cu viermi, cu... i-am dat cu nadă specială pentru gheață, dar acolo ar fi trebuit să mergem pe lângă stuf. Lângă stuf întotdeauna s-a ține mărunțișul. În momentul când apa e foarte limpede, el are nevoie de un ascunziș ca să se ferească de prădători. Nu stă la apă limpede cum e acum. Clar, stă undeva culcușit acolo. Da? Nu m-am încumetat, am făcut câțiva pași și ia apă pe gheață. Vedeți? Astea sunt poveștile pescuitului adevăratele. Deci nu prins mereu. Și uite, astăzi nu i-am văzut culoarea. Nici la știucă, nici aici. Da? V-am mai spus. Ăsta e pescuitul. Gata. Încă o zi de pescuit. Am fi vrut noi să fim. Și să prindem ceva, da? Că n-a fost. E bine și așa. Aer curat. Hai acum să vedem cum ajungem la mal. Hai, ia uite ce e acolo, ce ne așteaptă. Dar să spunem un lucru, că aici apa am măsurat-o, cât are? 2 metri. 2 metri are, deci trece peste capul tău. Da, da, da. Da. Un pericol real dacă Doamne ferește să duce. Te ții de coarbă. Hai, mișcă. Aici e o păreală, ai grijă acolo. Acolo e apă. Cedează gheața, nu pâri. Aha. Ia uite aici. Pâri. Hop! Aoleu. Acolo la mal, iar o cumpănă. Aici ai grijă. Erai făcut baie la malul ăla. Opa! Oleo, doar ți-am zis. Opa! Oleo, doar ți-am zis. Noi poftim același lucru ca ieri. Ah, cuci ești. Galoși? Finule, stai să văd cum faci eu acum. Acum. Hop! Datorită ții n-am căzut. Alecule, ai repede acasă, te usuci. În Galați există un singur loc unde adevărații pescari găsesc tot ce-și pot dori. Sece Crapmania SRL îți oferă toată gama de scule de pescuit și accesorii de care ai nevoie. Nade profesionale și momel vii, echipamente pentru camping, bărci pneumatice, bărci de nădit. Vânătorii au la dispoziție o gamă variată de arme cu alice sau carabine ale celor mai renumite firme de profil, precum și muniția aferentă. Tot aici găsiți lunete și binocluri, precum și alte sisteme profesionale de ochire. Diverse articole pentru firmele de protecție și pază sau pentru autoapărare personală. Vă așteptăm în complexul comercial Țivina 1, vis-a-vis de parcul pensionarilor. SC Crapmania SRL, calitate și respect pentru clienții săi.